În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent astăzi în mijlocul obștii monahale de la mănăstirea Recea, protopopiatul Târgu Mureș. Cu prilejul hramului, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură despre nesiguranța și indiferentismul religios care caracterizează timpurile pe care le trăim. În această epocă de nesiguranță și indiferentism religios, în care mulți nu mai vorbesc cu Dumnezeu prin rugăciune, în care urăciunea desmățului și ticăroșiei a luat locul frumuseții, iar tristețea multor oameni a risipit bucuria de pe pământ, să nu ne pierdem speranța. De ce? Pentru că lângă tronul suprem al preasfintei treimi se află născătoarea de Dumnezeu, care este pentru noi toți un model viu și activ de rugăciune, de frumusețe și de bucurie. Suntem fericiți. Asta se vede pe chipul dumneavoastră. Și mă bucur că ați venit în număr atât de frumos. Pentru că îl iubim pe altul pentru frumoasele cuvinte, pentru profundele cuvinte și trăiri pe care le scoate din suflet pentru sufletul nostru. Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Recea a fost ridicată în apropierea municipiului Târgu Mureș și a început să funcționeze în anul 1991. Ansamblul monahal de la Recea prezintă un caracter rustic românesc cu influențe bizantine și brâncovenești.